Da, veste nouă. M-am apucat de sală, că nu mă pot da pe skateboard pe timp de iarnă, așa că trebuia să fac puțină mișcare. Și l-am pe cel mai tare antrenor aici, pe Cătăbos, cel mai mare antrenor de sală. S-a apucat de sală, de Messi. Direct. O să-mi arate cum trebuie să fac aici exercițiile. Bineînțeles, a venit și Bianca la sală. Nu vrea să fie filmată Bianca. I-am luat căștile, Bluetooth, alea. Gata, stai să văd unde pot să pun camera. Să fie treaba. Am pus-o jos. Deci ne întindem la bicepsul femoral. Dar ce asta este? Acolo este, da. Acolo este. Tu făcuși de astea 2 minute și ai terminat. E leneș învățăcelul ăsta. Să-l vedem la abdomene, că nu mai poate atingea. Am făcut burtă. Îți strobești cu apă poci. Nu pot să mă filmez. Păi trebuie să vadă lumea cum sucără. Lasă scalchendiurile, băiatul. Scalchendi peste tot. Tricou scalchendi, te rog frumos. Da, și are tricou scalchendi, dar ce mai important e. Mie nu mi-a dat, la mine n-a mai ajuns. Ia uite aici, pen, ca să moară lumea. De fapt, să moară transpirația mea, uite aici. Să moară... M-am pregătit. Ești dat drept, hai. Dacă acum să vedem dacă mă fac de râs sau nu. Deci flotări, ai spus, da? Nano, nu respiri bine, băiatul. Te-ai făcut de râs, ai început prost. Cum? Deci, inspiri când te lași în jos, când te împingi, să revii gata, sus. Gata. Expiri. Haide, băiatul, să te vadă. Bă, ce mă? Păi tu nu respiri bine, ești nebun. Cum mă pănezi așa? Bă, așa? Când te ridici, când te împingi de jos, scoți aerul. Tu poți și invers, ești nebun. Așa. Bă, am febră, nu pot. Atât de moment pe bure. Păi am făcut și de-aia trecută și am febră aici. Ce faci, mă? Să filmeze aici. Păi eu fac, mă. Și vorbesc în timp ce fac. Ce mai zici, cum merge șopul? E bine? E bine, trebuie să aduc acum plăci noi. Parcă ce ai caduci de la skate mental, ce mai ziceai caduci? Toi mașini. Cruzeri, ăsta, longboard-uri. De toate. Ce dracu mai aduci? Trasher. Așa, trasher. Gata, mă, mamă, ăsta este robotizat, ăsta știe. Așa, așa, du-și și din partea cealaltă. Hai, aici, plătări. Portelie, aici. Plătări. Avatarul. Gata, Nu mai fac. Respira. Așa. Păi ce mai ușor, ăla. Să nu face viteză. Ia uite cât întinde mâine în spate. E bine, e bine. Pe eu nu pot să ne întindam. Poți și mai mult la mine. Ei, nu, nici chiar așa. Hai, dai, domnul Marius. Respirația în primul rând. Respirația. Hai. Mai ușor puțin când cobori, controlează greutatea, mă. Puțin mai ușor când le cobori. Așa. Lași greutatea până aici și foarte important să nu faci cu genunchii așa. Așa. Deci când cobori greutatea să nu faci cu genunchii așa. Să te apropii sau să te pătrezești picioarele, le menții pe linia umerilor. Când cobori, pac. Și dacă coboară chestia cu genunchii? Ce? Dacă coboară chestia cu genunchii? Nu coboară peste tine, nu coboară. Păi tu ții când împingi. Când coboară când ceilalți. Când controlezi, nu faci așa. Ia. Așa. Acum e bine, da. Și ce zici, bă, Marius, îți place la sală? Aha. A, exercițiul ăsta e ușor. Vedem după aia la scândură cum faci tu. Să vadă lumea cu mortul, nu mai poți să respiri. Dar te-ar fugă de bagabon. Bagabonților, drugaților, bun. Drugă, n-am auzit. Citat din Giovanni Becali. Seama așa ca așa e, bă, ăla din soldat, din cărți, rasă-l ăla să urca așa, înțelegi? Ca păianjilor.
urcat. Am pus trei aia, am pus. Ia urcă-te, mă, și tu, frate, așa. Hai să te văd, pe bune, ia. Păi, dacă ești pe, acolo pe viață și pe moarte, dacă te omoară și am cuțitul și trebuie să urci așa, ce faci? Păi nu, că dacă e să fie cineva cu cuțitul sau un câine pitbull jos, eu le urc. Nu, dar chiar alunecă. Faza e că asta chiar alunecă, pe bune. Prins, dar alunecă, nu știu. Da, m-am văzut că era așa, nu știu cum dreacu. Așa. Nu mai vreau să fac asta. Da? El este la tine, nu? Da, bus. Îi dau așa, quick start. Îți arăt soldat universal acum. 10 minute, 15 voi, eu 10 pe bandă. Da. Pentru că eu am permis, sunt antrenor, antrenorul face ce vrea, nu-i așa? E așa? Bun. Revenim la final cu concluzia antrenamentului. Haide, Bianca. Bianca, nu uita, ia. Ia uite, știi Rambo cum alergă cu mâinile alea, s-a încheiat activitatea. Mă dor picioarele în ultimul hal. De unde știi? Abdomenul, păi simt eu. De unde știi tu? Și bă, să vedem cum o să fiu mâine, că mi-a dat daună totală Cătălin aici. A făcut-o intenționat. Deci, ah. Minte, astăzi nu am făcut intenționat, dar mâine, pentru că a stat și a vorbit în pauze așa, s-a prostit pe frânghie. Mâine recuperează, mâine la abdomen e dauna a doua zi. Mamă. Adică poi mâine o să se rostogolească de-n păcat să coboare. Nu e adevărat. E, nu ia să vezi tu. Nu, că nu fac eu din astea. Și Bianca, cum se simte? Cum vă simteți? Bine. Nu mă simt bine, n-am nimic. Bianca nu mai vrea bandă. Și nici abdomen. Și nici abdomene și nimic nu mai vrea Bianca. Stăm acasă și bem cola și mâncăm pizza. Hai, pa, noapte bună. Pa, pa.